Vreau să vă mai spun câteva lucruri. Această ală agroalimentară, care astăzi o simți, am simțit-o și care suntem în fața ei, are o istorie destul de controversată, să spun așa. Este un proiect pe Gal, pe microregiunea Țara Ațevului, unde doamna manager aici și cu ajutorul dânsei, cu finanțarea dânșilor, am reușit să o facem. Alături avem pe domnul președinte al Consiliului Județean, care și dânsul ne sprijină. Și cred că dacă avem alături de noi atât latura spirituală, preoții, cât și latura financiară, nu poate să fie rău. Să vă zic numai câteva cuvinte vis-a-vis de această hală. Poate o parte din noastră știți, poate nu știți. Eu am avut până acum vreo 3-4 dosare penale vis-a-vis de această hală și cred că și acum mai e unul pe rol, dar nu mă interesează, fiindcă important e că e gata făcută și cele rele să le lăsăm în urmă, să mergem înainte, că dacă ne uităm în urmă, niciodată nu o să facem nimica. Bine că am reușit să terminăm la finalul anului cu greutăți și cu multe piedici puse de cursul promovării și construirii acestei hale. Acești oameni care v-am spus la început au fost alături de mine, atât ei cât și consilierii locali, care o parte sunt aici și le mulțumesc că au venit. Și în ultimul rând, dumneavoastră, oamenilor cetățenilor care aproape în fiecare zi a venit câte ceva la mine și m-a susținut și mi-a spus: dă înainte, nu te opri, lasă să vorbească, că nu-i terenul lor, e terenul primăriei, fă ce ai de făcut. Și lucrurile astea am ținut cont de ele și Dumnezeu ne-a ajutat ca astăzi, un prag de sărbători, da, să putem să o inaugurăm și să nu mai stăie oamenii sâmbătă pe aici cu produsele lor alimentare pe afară, cu cartofi, cu mere, cu nu știu ce, prin ploaie, prin vânt, prin zăpadă, să poată stă înăuntru în condiții civilizate. Este o ală, sala mare, care e pentru produsele agricole, speță, cartofi, morcovi, ce avem noi pe acasă, iar partea aia altă mai mică sunt două, nu știu, boxe sau cum să-i spun, pentru lapte și brânză și carne. Iar în capăt, două grupuri sanitare. Deci, atât am putut face de bani respectiv. E o construcție care zic eu că e frumoasă și care ne poate fi de mare folos în continuare. Nu vreau să vă zic mai multe, fiindcă e frig, mergem la cămin, că ne așteaptă un concert de colinzi frumos, care sper să fie boboana de pe tort. Și vreau să dau cuvântul doamnei manager la proiectul GAL ca să spuneți de asta câteva cuvinte. Bună ziua tuturor, mă numesc Paula Enuț și vreau să vă spun că dacă domnul primar a avut emoții cu acest proiect, eu, cunoscându-l pe dânsul, cât este de harnic și ambițios, n-am avut nici o clipă îndoială că acest proiect nu se va finaliza. Fapt pentru care doresc, în prezența dumneavoastră, a comunității locale, pe care dânsul a dovedit că vă iubește și pasă de dumneavoastră, pentru că o piață este atât a comunei Pui, dar și a comunelor învecinate, o comunitate locală nu poate evolua izolat. Ea evoluează în contextul unei comuniuni cu celelalte comune. Dânsul a fost vizionar, a văzut acest aspect și să știți că a tras cei mai mulți bani de la GAL, pentru care merită felicitat și ofer cu toată considerația și dragostea această diplomă de excelență. Vreau să vă mai spun să apreciem cu toții prezența domnului președinte a Consiliului Județean, un tânăr în care trebuie să avem încredere și care în scurtul timp a dovedit că și proiectele imposibile, exact ca și domnul primar, pot fi proiecte posibile. Îi mulțumim pentru prezență. Felicitări, domnul primar, și felicitări tuturor că aveți un asemenea primar. O să fiu cât se poate de scurt. Am venit aici cu un singur gând. Am venit aici ca să transmit felicitări celor care muncesc în județul ăsta și celor care, într-adevăr, merită să fie prețuiți atât de noi, cei din administrația locală, cât și, sunt convins, și de dumneavoastră, cei care sunteți primii care culegeți roadele acestei munci. Ce avem aici în fața noastră e un semn că această comună se dezvoltă și această comună își dorește să intre în rândurile comunelor de frunte din România, nu numai din acest județ, pentru că din acest județ era deja o comună de frunte,
Eu cred că este un exemplu pozitiv pentru toată țara și mă bucur că sunt în această echipă cu domnul primar, pentru că și eu sunt la fel de ambițios ca și dânsul și eu îmi doresc, așa cum spune și doamna Enuț, să demonstrăm că putem să facem lucruri bune în timp scurt și nu numai timpul e cel care ne presează, ci și calitatea ne dorim să fie una de care să ne bucurăm cât mai mult timp. Domnule primar, sincer, vă felicit și îmi doresc să mai avem cel puțin 20-30 de primari ca dumneavoastră, pentru că vrem să fim primul județ din țară. Felicitări! Ca de obicei, cei din urmă sunt cei din tâi. Am omis să îi mulțumesc și colegului meu, viceprimarul. De fapt, am mulțumit consilierul și el, ales din rândul consilierului, dar vreau să-i mulțumesc și lui că a fost alături de mine, atât el cât și consilierii, ca să putem să răzbatem, să terminăm această construcție și numai și altele care le avem pe rol, care le-am terminat și care vor veni în viitor. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru încredere, pentru sprijin, pentru tot ce ați făcut pentru noi și să putem împreună să folosim aceste lucruri care sunt lucruri de utilitate publică, adică pentru toți. Vă mulțumesc atât dumneavoastră cât și celor prezenți și vă invit la cămin. Terea panicii! Toți aveți? Toți. Nu uitați să ne colectori în orice. Vă-ți mă urmă. Te-am spus vârful. 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 Să vă spun cei care ne vor colinda astăzi seara și câteva cuvinte din partea casei.
pentru început va colinda corul școlii Pui și Băiești, urmează Șandor Mădălina, trei, un trio, Elena Moisescu, Mona Lisa și Flavius. Patru, corul Bisericii din Pui, condus și orchestrat de Părintele Sebastian, un om deosebit care pune mult suflet tot ce face. 5. Domnul viceprimar, ca de obicei, vrea să ne spună pe ceasă sau ce știe de însă mai bine. În continuare, un grup de la FEDER de colindători autohtoni de a noștri și, în final, Părintele Pomoace. Cred că cuvintele sunt de prisos ca să ne apucăm să ne mai lăudăm ce am făcut anul ăsta sau ce mi-am făcut. Cred că se știe foarte bine. Vreau numai să vă reamintesc că suntem aici, suntem la Pui, suntem o comunitate bine întemeiată, cu oameni, în general simpli, dar așa cum trebuie să fie niște oameni adevărați și cu multe lucruri frumoase și bune în jurul nostru. Am traversat un an și cu bune și cu rele. Începutul anului a fost mai greu, mai dificil, dar spre final ne-am dat drumul mai bine și dacă era mai ținea anul ăsta vreo 2-3 luni, sigur mai inauguram 2-3 obiective, dar așa se termină anul și la anul care vine. Mă bucur că pentru al 16-lea an sunt aici în fața dumneavoastră și vă mulțumesc că numai datorită dumneavoastră sunt aici și tot cu ajutorul noastră pot să fiu și în continuare. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi și cred că au fost aproape tot, toată comunitatea anul care nu peste multă vreme se încheie. Vreau să mulțumesc familiei mele care mă susțin și mă acceptă, cum am spus, și am dat și bune și rele. Vreau să mulțumesc colegilor mei, consilierii care am format și formăm o echipă foarte bună și cred că când lucrurile merg bine se vede că este unitate și există respect reciproc. Vreau să mulțumesc domnului viceprimar care este alături de mine și care ne susține reciproc și cred că facem un lucru dumneavoastră cum știți mai bine. Vreau să mulțumesc tuturor și celor care nu sunt în comuna Pui și care sunt aproape de fiecare dată alături de noi și ne susțin în demersurile noastre, în proiectele noastre și lucrurile frumoase care vrem să le facem. Ca fiecare, suntem oameni, nu avem numai lucruri bune, avem și lucruri mai puțin bune. Dar eu totuși am o idee, dacă suma lucrurilor bune este majoritară, e bine. Să nu fie suma lucrurilor rele majoritară, atunci avem o problemă. La fel, câteva cuvinte spre final de an. Vreau ca anul și sărbătorile care se apropie, cu Pajepeți, Crăciunul, Anul Nou, la anul Bobotează, să ne aducă bucurie, multă liniște în suflet, cu înțelegere și numai bine. Că să știți că există înțelegere și există vorbe frumoase și respect reciproc și Dumnezeu ajută. Și casa respectivă este binecuvântată și lucrurile merg mult mai bine. Sunt cazuri în care sunt oameni care au tot ce le trebuie, dacă nu au înțelegere la nimic. Și sunt niște lucruri care trebuie să ținem cont de ele. Fiindcă acolo sus cineva le veghează, ne veghează și când se întâmplă anumite lucruri, nu se întâmplă deja la. Fiindcă poate merităm. Ca să începem cu dreptul și să fie bine, rog Părintele Parol de aici de la Pui să spună Tatăl nostru. Alături de dumneavoastră, dacă bineînțeles doriți. Înainte să spun, să spunem cu toți rugăciunea Tatăl nostru, îmi trece pe minte un gând. Concurența este bună și la fotbal, și la școală, și într-o meserie, și în politică este bună. Văd că și acum de Crăciun există o concurență între nașterea Domnului, între Moș Crăciun și brat.
Aș vrea ca cu toții, fie că am ținut post, fie că n-am ținut post, fie că ne-am spovedit, fie că nu ne-am spovedit, fie că ne rugăm seara, fie că nu ne rugăm seara, să avem acest sentiment, acest gând în inima noastră că noi astăzi colindem pe Hristos care s-a născut. Hristos s-a născut și bătrânii noștri spuneau foarte frumos, dar nu uita când ești voios, române să fii bun, dar nu uita când ești voios, creștine să fii bun. Și Moș Crăciun este bun și aduce darul, și sub brad sunt darul, dar noi prăznuim nașterea Domnului. Să avem acest gând și de acum înainte. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Spune cu toții. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de ce rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne ajută! Mulțumesc, părinte, că de fiecare dată cuvintele noastre de unul la suflet, pe mine și pe cei din sală, și să rămâneți același lucru pe care vă știm, fiindcă este nevoie de oameni buni, oameni cum se cade și oameni care să fie ca un liant, să adune oameni, nu se dezbine. Vă mulțumesc! Pentru început, invităm pe scenă corul școlii din Pui, condus de doamna directoare Mirescu și de Ovidiu, domnul profesor Ovidiu. Pasă, pasă, ca pe fiul.
jucători și succese de plină. Dumnezeu să vă dea viață lungă și să ne mai încântați de acum încolo încă 100 de ani. Doamne ajută-vă și succes de plin alături de colegii mei. Unde vă rugați dumneavoastră în cetatea aceasta. Am înțeles că aveți așa sate frumoase. Fede. Ziceți primarul. Fede. Fede. Băieș. Fușor, Ioar, Urbărbat, Obisa, Uric, Podon, Rohan, Urmăr. L-am rugat pe domnul primar să spună toate aceste sate, că înainte de a urca pe scenă mi-a spus, părinte, în toate vreau să fac asfalt.
Dacă mă gândiți, doamna director, la Ana Mirea, impresarul meu, cred că mă mănâncă. Trebuie să ajungem, suntem așteptați de episcopul de la Caransebeș, de domnul prefect, de primar, am înțeles, de la Corțelul Roșu, suntem așteptați doar la 20, acolo să ne iertați, dar nu vă păgubesc de un lucru, dacă mă gândiți, încă 5 minute. Domnului, cu binecuvântarea înaltă a Sfântului Arhiepiscop Irineu al Ambaiului, am mers la Ierusalim și am zburat de pe aeroportul din Cluj cu destinația Tel Aviv. La urcarea în navă, eram cu părintele, cu părintele Ovidiu, un copil credincios. Și la un moment dat, trei tineri apar lângă scară și se apare niște arabi. Apare o divergență între stewardesa și copiii a trei tineri frumoși care nu vroiau nici cum să bagajul lor imens, o geantă mare și știți că sunt anumite reguli că nu poți să urci în avion decât cu un anumit tip de bagaj. Eu n-aveam și totdeauna circul cu doar cu trăistuța mea în care am Biblia și m-am uitat la cei trei tineri, nu am știut cine sunt, m-am uitat la părintele Ovidiu, nici el nu avea bagaj și am mers la stewardesă și am spus, doamnă, domnișoară scumpă, noi doi nu avem bagaj. Ei trei, la bagajul care este, puteți să-l împărțiți la 5 persoane și dați-le voie să urce în avion. S-a uitat doamna la mine cum să mă refuze și i-a dat voie să urce în avion. Acum, cei trei tineri acolo în avion, zburând 2 ore jumătate, s-au simțit responsabili sau datori ca să-și răspătească cumva intervenția noastră. Și au început să ne servească cu suc, cu portocale, cu snacks-uri, știți ce snacks-uri? Cu un fel de spenie din Băiești, dar cu un termen de valabilitate mult mai mare și cu multe eu. N-am consumat, eram în drum spre Ierusalim și am ajuns la Tel Aviv. Cei care au studiat și au absolvit cursurile unei facultăți de teologie, vreau să vă spun că și eu am terminat la București, și am învățat și ebraică și greacă. Și când am ajuns în Tel Aviv, n-am mai știut o boabă de ebraică. N-am știut să zic cum și unde și cu ce pot să ajung de la Tel Aviv la Ierusalim, cu ce trebuie să merg. Și m-am uitat roată, cum să grăiesc eu acolo și ce să zic. Și am văzut pe ăștia trei tineri, pe arabii ăștia trei, mi-am văzut acolo și zic, ăștia amizatori trebuie să mă ajute. M-am dus la el și am zis către omul ăla mai frumușel, mai tine și am zis, tăți erau frumoși, tăți tineri sunt frumoși. Mai ales noi de 50-60 de ani. Mai ales noi. Și am zis, domnișorule, spun, nu mă ajut cumva să-mi spui care e trenul care merge la Ierusalim, metrou cu care pot ajunge la Ierusalim? Și am zis, ba da, acolo merg și eu și stați lângă mine că mergem împreună. O venit trenul, ne-am urcat în tren, am stat în același spațiu ca să fie la îndemână să ne spună când să coborâm. Și acum ei au început să vorbească în limba lor, homologă, nu înțelegem nimic și la un moment dat, ca să fiu și eu activ în, lângă ei, am început să întreb, da, ce faceți la Cluj? Medicină. Și de câți ani ești în Cluj? Vorbea corect românește și literar și corect. De câți ani ești în Cluj? De 2 ani. Și în 2 ani învățat să vorbește așa bine românește. A, în 2 ani. Într-un an am învățat să vorbesc românește și acum sunt în primul an de medicină. Și m-am gândit atunci câți dintre românii noștri nu mai știu să vorbească românește. Din cauza internetului, din cauza că nu citim, din cauza că nu avem vreme să ne cunoaștem limba. L-am admirat pe copilul. Și am întrebat, da, ăștia doi de lângă tine, ăștia știu românește. Cum să nu știu românește? Dar toți studenți la Cluj sunt, nu ei sunt la Oradea. Și au învățat românește acolo. Au învățat și ungurește, nu numai românește. O spus că prea la zbor. Și frați mai ai, l-am văzut, mă, student la Cluj, arabi, tăți bogați, când n-au salve de aur la gât, își pun câte o salve de dinamită pe lângă râu, ca să aibă și ei ceva. Și am zis, tăți bogați, aici ai cheia, vin în Cluj, pentru că numai în Cluj să cântă, deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Noi la Biflai am fost, noi la Biflai am fost.
fericite, o seară frumoasă, în continuare și cuvintele este Hristos. La mulți ani tuturor!